alături de noastră. O veste tristă, da. Da. A murit un... Un personaj, până la urmă. A fost jucător de viță nobilă și la propriu și la figurat. Știți că el se trăgea într-o familie nobiliară din Italia. Ca jucător a fost tot așa, putem întoarce în categoria nobilor, un jucător de calitate, un jucător care a reușit cu Italia, cu echipa unde a jucat, să facă performanța maximă. Ca antrenor la Chelsea, în afară de titlul în Anglia, a câștigat 5 trofee. Păcat, mare păcat, dar iată că viața face și are asemenea momente de... 58 de ani. Da, foarte, foarte tânăr. Și el și Mihailovici, extrem de tiner și uneori este întrebat numai sportiv de performanță. Oameni care și-au îngrijit totuși viața și sănătatea, iată că ajung la o vârstă când apar fel de complicații care nu pot fi depășite. Îmi pare sincer rău, mi-aduc aminte de el din 89, acea dublă cu Dinamo la București și la Cremona, s-a jucat returul, da. Stadionul în Genova era în renovare pentru Campionatul Mondial de 90. Calitate mare de tot, adică avea o echipă atunci, avea Sampdoria cu el și Mancini atacanți, cu Dosena, cu Cerezo, cu spaniolul Victor, cu Vierhout, Paluca în poartă. Au câștigat Cupa Cupelor anul și după ce au câștigat titlul anul în Italia. Un jucător de mare calitate, păcat, îmi pare sincer rău. A fost un jucător care a plăcut și ca și în joc și apoi ca antrenor. M-am bucurat acum 2 ani când l-am văzut la Campionatul European. Era în stafful lui Mancini, era team manager sau ce era la echipa națională. Iată că acolo se poate, la noi nu se poate. Mari jucători de mare calitate, de mare valoare, sunt cooptați în stafful echipei naționale. Am mai fost la Nemț, a fost Bierhot, a fost la Nemț, a fost la fel mulți, a fost team manager echipei naționale. La fel nu se la noi, de ce nu se găsește această soluție să fie team manager? N-a nimic cu cine este acum, am fost jurnalist, dar totuși un jucător cu mare experiență, un jucător internațional, cred că poate fi mai util decât... Și până la urmă un antrenor care a adunat ceva trofee. La Chelsea a câștigat, dacă nu mă înșel... 5 trofee cu Chelsea ca antrenor. Supercupa Europei, Cupa Cupelor era atunci, da, și a mai câștigat, mă rog, Cupa Angliei, FA Cup-ul, League Cup, Cupa Ligii Angliei. Nu. Și păcat, mare păcat, pentru că n-a reușit să învingă, acest flagel mondial care de zeci de ani ne distruge vieți și familii și tot ce se poate distruge. Da. Îmi pare sincer rău. Mi-a plăcut ca jucător. Sigur, nu era Maradona, Messi, mi-a plăcut ca jucător. Mi-a plăcut ca jucător, un jucător plăcut ochiului. Și se medalie de bronz la Mondialul din 90. Stăpânea acest joc bine de tot. E adevărat. Pare rău. Mihai, ce amintire ai tu legate de Vieri? Da, din păcate... Îmi pare foarte rău de dispariția lui, l-am prins și eu jucând, cred că generația noastră, normal, generația domnului președinte, l-a văzut mult mai mult, dar l-am apucat și o să-l văd, țin minte gemenii golului împreună cu Mancini da, vorbea domnul președinte despre relația pe care o avea cu Mancini, una de prieteni foarte, foarte buni, de mici copii au fost împreună și au fost prieteni foarte buni, de aceea și probabil team manager la echipa națională pe Mancini, vremea lui Mancini, pentru că au fost nedespărțiți. Știa că suferă de această boală și atunci dacă poți să faci un bine unui om și mai ales unui prieteni și mai ales unei legende din punctul meu de vedere, pentru Italia, pentru echipa națională, pentru Sampdoria, pentru Juventus, a fost o legendă, un jucător special, foarte un atacant. Foarte iubit la Chelsea, atenție. Da, și la Chelsea, exact, foarte iubit. Am văzut că a jucat și cu Dan Petrescu. Atenție, este primul antrenor din Premier League care, istoric vorbind, a trimis o echipă în teren în Anglia, în prima ligă din Anglia, integral formată din străini, fără niciun jucător britanic. Nu spun dacă e bine sau rău, pur și simplu a bifat această bornă. Clar, și din punct de vedere uman, caracter foarte bun, din câte am înțeles. A avut rezultate și ca jucător, un mare atacant, mi-a plăcut foarte mult. Chiar dacă eram mic, mă uitam cu drag la Sampdoria, avea o echipă foarte bună atunci și chiar la Juventus. Eu jucat finala Champions League, da, cu Barcelona. Te-a bătut Coman, 1-0.
Îmi plăcea foarte mult pentru că era singurul jucător care juca cu, ca la tenis, cu o bandană la mână tot timpul și se deosebea un pic prin, nu neapărat prin tatuaje. Era plăcut, carismatic, de clasica le făcea în fiecare joc, mai ales pe teren, am spus, bucuria de a juca. De viță nobilă și da. Teren și în afară. Am amintiri frumoase, îmi pare rău, în special pentru familia lui, pentru că a fost la o vârstă fragedă, 58 de ani, totuși foarte tânăr și, așa cum am spus, un jucător legendă. Desigur, este un moment greu, condoleanță pentru familie și, sincer, suntem cei care l-am cunoscut, nu neapărat foarte aproape, dar care l-am văzut jucând, suntem triști, așa cum spunea și domnul președinte, și dispariția fiecărui om dintre noi, cred că este un moment greu pentru... Și de care ne leagă niște amintiri. Care... Da, corect. Și în momentul de fapt niște amintiri. Ți-e cumva familiar, ai impresia că l-ai cunoscut. Exact. Da, chiar dacă un cunoscut. N-am stat toată față în față, dar în momente care le-a creat, ne-au dus de multe ori bucurie. Exact. Jocul în sine îți bucurie și pentru asta e greu să-l uiți. L-am privit ca un idol tot timpul, eu cel puțin l-am privit ca un idol și... Atunci când cineva, un idol, dispare, este destul de greu, pentru că noi am avut o vârstă mai mică când el juca și chiar era un idol jucând și la echipa națională. A demonstrat și calități de antrenor, cum am văzut și la Chelsea, era antrenor-jucător prima perioadă, după care a fost antrenor și a câștigat atâta trofee, nu e ușor. Dar citeam tot așa declarația lui Dan Petrescu și un interviu în care spunea i s-a părut foarte greu să fie antrenor, doar 3-4 ani a fost. Chiar dacă a cucerit trofee, a fost la cel mai înalt nivel, a spus că meseria de antrenor este cea mai grea meserie și este foarte stresantă și nu poate să meargă mai departe de aceeași. Dar jos pălăria că nu a forțat lucrurile. Exact, cu toate că era la cel mai înalt nivel, încă o dată. Deci, da, e regretabil pentru că dispar foarte mulți oameni de valoare și... Sincer, și la el e păcat că foarte tare n-a apucat să spună totul, el putea să mai dea mult fotbal lui. Până expertiza care o avea acum la 58 de ani, putea să ajute foarte mult chiar fotbalul. Chiar am văzut. Dar asta e viața. Din păcate, cum spuneam și despre Sinisa Mihailović, la fel, și acolo știm ce luptă a fost, pentru că sunt și imagini când mergea la meciuri tras la față, slăbit de tratamentele violente pe care le a luptat până în ultimul moment. Viali n-a vrut să mai se expună. În momentul când boala s-a agravat după acel european, a făcut un pas înapoi și s-a preocupat doar de sănătatea asta, n-a vrut să mai se expună în continuare. Fiecare luptă în felul lui, poate Sinisa a considerat că așa poate să... Momentele alea prin care treci, probabil că sunt nimeni poate... Cumplite. Știi, gândi ce simte în momentul ăla și așa. Și dacă ține minte și Sinisa a antrenat din spital, multe momente dificile, multe momente grele. Pentru poate... ce a făcut... Exact, probabil oamenii și el a dat fotbalul mai mult decât se putea da. Au fost lângă ei. Păcat. Și asta e un lucru frumos din partea tuturor celor implicați. Aici mă refer și la Mancini, care a fost tot timpul omul de lângă Viali, știind că trece prin momente grele. I-a dat o bucurie de a câștiga un campionat european, nu? Da. Să fie în staff totuși înseamnă ceva, chiar dacă trecea prin anumite clipe grele, poate i-a făcut